legătura. Bun găsit, Cristi, bun găsit, Bianca, așa este, suntem aici la Festivalul Scoicilor, alături de șef Cătălin Scărlătescu. Bun găsit, Cătălin! Bună seara și bine că ați revenit! Cu mare drag suntem aici alături de tine. Păi, alături de mine nu sunteți doar voi, e o piață plină, astăzi am avut 10.000 de constanțeni și nu numai. Am avut oameni care mi-au spus că au venit din Târgu Mureș. Bă, deci nu-ți vine să crezi cum să vină din Târgu Mureș și din Suceava. Și am zis, băi, oameni, dar de ce ați plecat de acasă? Păi, ce vrei să fac în weekend? Nu-i mai bine să vin la mare să mâncăm scoici? Propun, până să mai vorbim mai multe, propun să vedem ce s-a întâmplat astăzi, să vadă lumea de acasă câți oameni au fost și cum ai fost tu cerut în căsătorie, dacă putem spune așa. Dacă îi putem spune așa, bine, hai, uitați-vă și revenim. Am înțeles că vrei să-i faci o surpriză lui șef. Vreau să-i fac o surpriză la șef. Am o să vedem cât îl prind de nervos. Vreau să-i cer un lucru. De tura asta nu mă poate refuza. Deci de tura asta veniți cu mine. Da, că... ce ai? Am o surpriză pentru el. Într-o zi mi-o zis șef mie. Ange, cum să fac să-mi chiu de nevastă de să te ceme Scărlătescu? Și așa că am să-i cer să mă înfieze. Ca să-i cea mai bună idee. Eu n-am avere, el are avere, eu sunt bună copilă, așa că să... E suflet. Mă duc să-i cer să mă înfieze. Hai să vedem. Încet, așa, așa, așa. L-am pierdut din urmă. Îl căutăm acum. Doamne Dumnezeule, măcar să nu mă sfădească, că de mă sfădește, vedeți voi. L-ați văzut pe undeva pe șef Scărlătescu? Nu. L-ați văzut pe șef Scărlătescu cumva? Nu l-ați văzut? Nu lucră, deci am putea să vă zic că șeful nu lucră nimic. Atâtea zi să plimbă pe aici. Acolo, uite-l acolo. Unde-l vedeți? Acolo, pe partea cealaltă. Bună ziua, am venit să vă fac o surpriză, am zis dacă nu vreți să vă căsătoriți cu mine, atunci vă cer să mă înfiați ca să mă cheme Angelica Scărlătescu, vă rog frumos, că așa și-a zis că mă iubiți și a zis ce să fac cu tine ca să te ceamă Scărlătescu, dar să nu mă sor cu tine, mă înfiați? Uitați-vă, v-am făcut o inimă de scoici. Draga mea, du-te unde vrei. Eu am mult, nu mă înfiez pe nimeni. Mă apuc de-mi fac copiii mei. O băiată mare, nu vreți? Da. Gata făcută și educată. Nu că urli mult. Dar promit că nu mai urlu. Hai da, zascoși! Nu mai pot cu asta. Hai da, za hamburgheza! Nu vrei tu? Nu a zis că n-ai vrei nevoie, să mă de... Nu, n-ai nevoie. Și voi cu televiziune? N-ai nevoie de o vuvuzea? Ade iute să vă pape în curuț. Nu, nu, ți stai. Doamne, de mine. Deci nu mă vrei, șeful, nu mă vrei! Și ne mă vrei pentru două jetoane! Șeful, nu mă vrei! Ce-i cu tine pentru două jetoane? Patru jetoane! Păi în grupul ăla. Pentru patru jetoane, vă rog frumos! Dă șef 100 de jetoane dacă mă înfiază cineva, vă rog frumos să sară cineva! Nu vrea nimeni, nu mă înfiați pentru două jetoane! Nimeni, stai să vă zic cine mă înfiază! Mă înfiați pentru două jetoane, vă rog frumos! Da, da! Deci mă înfiază pentru două jetoane! Gata, șeful, ai găsit! Vrei să facem licitație? La ultima strigare, șeful, nu mă mai dau! E nebună! Stai că viu, șeful! Ce faci? Cum îl convingi, Angie? Nu-l pot... acum câteva zile au zis, te iubesc, mă, dar cum să fac să te iau pe numele meu, dar să nu mă însor cu tine? No, asta era o bună idee, nu mai știu ce să inventez. Era o bună să mă înfieze, gata crescută, gata școlită, nu mai trebuie să mă poarte la școală, nu știu ce Dumnezeu se întâmplă cu ea. Cred că mă o să mai zic, cam poate l-am prins într-o fază proastă. Înfiați-mă și pe mine, să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului, că și eu-s băiată năcăjită și vând scoice. Nu mă vrea nimeni. Bă, te du la mare și te nec, mă. Eu vă vând scoice, nu vreau să mă înfiați, eu-s fată bună, școlită deja, nu mai trebuie să mă creșteți, sau nu? Dar ce ar putea să facă Angie să aibă numele tău? Scărlătescu, să fiu Angelica Scărlătescu. Nu știu, stai nebunul, nu știu. Ce vând scoici? Dacă vând o tonă de scoici în seara asta, cred că mă împiază. Așa-i?
Nu. Nici pe 10 tone nu te iau. Scărlătescu nu se lasă însurat cu una cu două, însă nici Angie nu suferă prea mult. De la cel mai cunoscut șef din România, a trecut rapid de la un străin Chipeș, iar chimia dintre ei se vedea de departe. Am găsit de fiu! Mare șef, pentru că te jătalim în piață. I don't speak your language. For what money can I be your doctor? Tell me something. 100, 200. Ce-i cu băciuca și ai, domnucule? Oh, I'm from Brazil, I'm YouTuber. I am from Brazil, yes. I'm YouTuber. My English is bad, but I understand. Don't worry, I speak Spanish if you speak Spanish. It's, okay, it's better. Okay, vale. Estoy hablando que quiero un padre que me adopte. Para quanto dinheiro me adoptarías tu? Você não precisa de dinheiro para ficar com você. Você não é muito precisa. Bonita. Gratis, domnul mai... Você é muito bonita, não precisa pagar. Deci, domnul, zici că mă, o zici că... Nu luați în seamă că vrea să-mi ia clienții, plecă de aici. Ai tăcut în gură! Domnul zice că mă invită gratis, mă invit gratis, așa-i? Gratis? Gratis! Seamă mă ia mult bela! No, șam, Scarlătescu, what is your name? Arthur. O să mă cheme Angelica Arthur, deci nu o să mă mai cheme Angelica Scarlătescu, I'm sorry, Arthur. Nu știe Scarlătescu ce a pierdut. Nu știe, lasă că și-a dat el seama, când a venit că nu mai reușit să-i vândă scoișile, mă duc să vând niște scoiși, apoi mă duc cu doar no Arthur. Vamos embora, ciao. Ciao, ciao. Nu știu dacă ai aflat, dar n-ai vrut să o iei de soție, n-ai vrut să o înfiezi, așa că Angie a plecat. Da, încă e aici, dar auzi, urmează. Nu pleacă Angie, știi cum e aia? Pleacă câinele de la stână? Niciodată. Așa este, dar nu ai văzut ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat astăzi. A luat-o un brazilian, a zis confiază el. Bă, s-o ia. S-o ia? La cât urlă și țipă, cred că și brazilianul o face cu colegi, o trimit acasă. Probabil, dar el era foarte încântat de ea. Hai să ne mai plimbăm puțin mai jos, așa că nu mai rezist cu ea, nebunesc. Spuneai astăzi că nu vrei să înfiezi un copil, dar că vrei să faci unul. Ce înseamnă asta? Ai gânduri de însurătoare? Băi, nu trebuie să te însuri ca să faci copii. Uite, îți găsești una bucată, fată frumoasă. Foarte frumoasă chiar. Mă, ești măritată? Încă nu. Și nu te-a cerut nimeni? Inelul, să vină cineva cu inelul. Unde mi-e inelul? Deci, eu nu înțeleg un lucru. Aia vrea măritată, însurată, asta nu ia nimeni. Mă, ce au fetele astea? Nu știu, au luat-o razna. Care sunt la mine în echipă, poți să se îmbolnăvesc de la mine, nu se mai mărită, nu se însoară, nu nimic. Păi și ce e de făcut în situația asta? Să vină cineva cu inelul. Ia să vedem, ai inel? Am mânuși acum, n-am cum ia să... Nu ai. Nu e mânare. Am ulei, dar e bună de gătit, nu-i problemă. Doar de gătit? De iubit, nu? Știe să gătească. Frumoasă e. Cu iubirea, hai să o băgăm la test. Gata, diseară la test. Dai testul. Testul suprem. Diseară dai sala. Aoleu. Da, știi să faci de alea, cum spune, chestionare? Dar cum că... Păi nu te așezi la masă, pic sub mână. Știi... Pe dreapta, știi, pe stânga, știi, să... Da, la sală, dragă. Dar cu pixul. Cu pixul, atât. Nu. Perfect. Băi, nu. Altfel nu. Proba practică nu e. Proba practică nu. Data viitoare. Dar de ce nu? Păi data viitoare, nu acum. Bine, data acum viitoare. Cu pixul. Ok. Nu cred că sunt eu ăla. Nu cred că el nu dă inele, el primește. Eu primesc, da. Eu sunt atât. La... Eu doar primesc. Și nu unul, două, trei, mai multe. Și nu se leagă nimic, totuși. Bă, dar ce aveți, fraților? Trebuie să se lege ceva? Sunt încă tânăr, au 18 ani.